Kinga. Bun, pentru că n-am mers între voi ulei acolo. Ruginit, bun. Istoria era despărțit. Linia timpului merge spre viitor. De ce nu te-ai despărțit dacă el a plecat acasă de el? Dar tu ai fi bucuroasă eu să mă despărțit. Uite, uite ce de bine și ce de fericită sunt acum. Eu acum sunt fericită. Dar de unde știi dacă de ce? Dacă mă despărțeam, dacă mă despărțeam atunci, acum eram fericită? Nu. El efectiv te băgai pe Nicolas. De ce? Dacă poate nici eu nu eram în casă, de unde știi? De unde mai remenești tu o perioadă aici. Păi tu faci dacă trecut, nu știu ce, nu știu ce, dar nu a fost asta. Uite cum s-a întâmplat, fată, și uite unde am ajuns. Sunt scenarii diferite, am mers în direcții diferite. Eu ți-am pus o întrebare și tu nu mi-ai răspuns la ea. Fată, eu ți-am răspuns la toate întrebările. Bun. La toate. Mă repet. Hai. Dacă în urmă cu 3 săptămâni da, nu Adrian pleca acasă. Da. Tu nu plecai după el. Corect. Exact, corect. Bun, de trei ori răspunsul Kinga. Erai? Dar nu eu îmi spun. Nu, Kinga, știi. Kinga vrea nu, să vadă. Nu, răspuns că acolo să se registreze. Nu îți dă răspunsul pe care îl vrei tu. Asta și să-l spui. E mai bine așa. Poate. Hai. Vorbim pe rând. Dacă Adrian pleca, erați despărțiți. Bun, tu nu te duceai după el, că baia nu mai mers între voi. Bun. Da. Dar dacă el a rămas, de ce mai continua cu el? Pentru că au avut șansa să vorbească. Relația, a mers mai departe, Kinga. Ai avut altă variantă toată ziua, bună ziua. Cum n-am avut altă variantă, Kinga? Am zis că a avut. Pe Nicolas. Că după aia a început să-i cu Radu, după aia când a venit Nicolas la uitat iar pe Radu, vă făcea surprind, vorbeați iar aici, și după aia. Când s-a sărutat, asta a fost ultima chestie, am spus. Dacă el sărută cu Grațiela, Radu pentru mine nu mai există. Am văzut și după asta ai dansat cu el și ai început a plânge. Am plâns, fată, și așa. Păi de ce? Păi dacă ai spus că n-ai nici cu el. Am plâns, pur și simplu, au fost niște sentimente. Au fost o muzică. Vezi, au fost sentimente, dar tu ai spus că după Grațiela tu cu el nu aveai nimic. Tu n-ai sentimente când plângi? Fata, eu plâng. Există acolo, plângi. Dar tu ai spus că după Grațiela tu cu Radu ai închis. Mi-am închis. Păi n-ai închis dacă ai plâns. Am plâns pentru că mi-am adus aminte, melodia era o melodie melancolică. Nu era melodia melancolică, melodia era umilitoare. Nu știi tu să fii bărbat. Melodia a fost umilitoare, nu melancolică. Da, era melancolică, era tristă, frate. Păi tristă pentru el că nu știe să fie bărbat, nu pentru cine, fată, dar ai plâns tu pentru el. Când acolo pianul, cine n-ai mai cântat? Ei, pianul, nici nu mai știi ce melodie era, fata mea. Lasă tu. Dar la munte atunci tu ce ai? Ai simțit, bănuiesc, toate lucrurile astea? Ai simțit că ai potențial? Ai simțit că vrei să vă dezvoltați? Bă, dar vă vedeți și voi, o fată mișto. Este, asta zic, de asta zic. Dar într-un mediu controlat. Păi da, mă, dar într-o relație poate așa o să fie. Afară. Relația să aibă afară. Ea a zis, n-a avut niciodată. Cu tine are. Și eu chiar cred. Da, dar asta e un risc. Dar unde nu risci, frate, în viața asta? Nimic nu e garantat în viața asta. Nimic. Absolut nimic. Știu. Oriunde riști, frate. Măcar așa să riști. Nu știu, să mai riscu cu ea, că deja mă rupe subiectul și nu vreau să mai... Știu, dar nu. Cine vârte mici el? Da. Da, nu ajungem nicăieri. Concluzia s-a spus. Și tu ce ai zis? Că nu bași prin cap, nu? Dar tu nu prea ții poruncile pe aici, pe-n casă. Pariurile te cam... Bă, ce se întâmplă cu mine? Cu tot îl vătesc pe Nicolas. Dacă s-au 50 lei? Te trimit, știi tu unde? Că și așa nu mi-ai dat 50 de lei pentru unde. Să prim bani și zneau, ce ai? Vezi că deja ai dat. A trecut o săptămână, deja ai următoarea gală și îmi dai. Vezi, fată, că intri în datorii cu totul. Ei, hai, lasă-mă. Îți mai dau 50 de lei, nu-i bani. Nu te mai cred, ai pierdut credibilitatea deja. Lasă, fata mea. Nu vreau să te jignesc, Kinga, dar felul cum stai și cum te-ai îmbrăcat azi. Da, de ce? Zici că... Sunt frumoasă. Și asta-i ținuta mea. Fiecare film stilul lui. Fata, trebuie să-și fac 50 de lei să-mi dea. Aoleu! Ba. Ceva. Ia. Mor. Nu i-am la mine, o să ți dau împrumut. Împrumit? Da, fata. Da. Bun, atunci nu mai oferiați, nu-mi plac cu discursul ăsta, când la început era o glumă și după s-a făcut în cine știe ce subiect. Era o glumă care este așa, hai că-ți dau 50 de lei de odec și nu știu ce. Nu, și vezi, acum vezi că am fost serioasă. Am discutat și cu Nicol, dar Nicol a când tu ești Nicola serioasă, dacă tu ești câteodată serioasă și câteodată ești cea mai neserioasă femeie. I-am spus în mașină la Risei, am de-i dat Bianca-i 50 de lei. A, tu așa te asiguri și într-o parte și în alta ca să fie spus bine. La Risei, hai când o să văd bani, atunci o să zic că ai fost serioasă. Până atunci... Da, fata mea. Lasă că ești tu serioasă, ce să zic. Eu sunt serioasă, eu mereu fac ce zic. Fac ce simt, răspunde cuvintele mele. E bine, e bine. Mă bucur. Eu.
Sănătoasă să fii. Pe ce vrei să sănătoasă nu-s chiar. Sănătoasă. Am probleme dacă de stomac. Dacă nu, serios, chiar mă... Acum mai ales că am mâncat chestiile alea. Frate, aș face niște paste. Văd și eu ce băieți. Să fac, m-am făcut niște paste bune. Sunt. Rău, este cum ți-aș mânca. Adrian, ar fi. Fac și eu. Dacă rămâne aici, ne mai de 10. Ce văd, Adrian? Te votez. Era vorba despre vot ca lider sau pentru... Vot ca afară. Ca vot ca lider. Papa. Până la vot ca lider mai este. Vot ca papa. Nu cred așa că ar costa 50 de lei votul de ăștia afară. Prea ieftin. Păi ăla, despre ăla au făcut vot. N-a fost afară acum. Păi de ce i-ar da 50 de lei să-l voteze pe Odec ca lider? Mă, ascultați-mă puțin, ați auzit discuția. Din cauza aceea strategie pentru care vrea să votez ca lider pe tine. Nu, nu. Că Bianca a zis că nu o să-l votez pe Nicolas, că așa mai pus să-l votez. Nu, așa să votez pe Nicolas. O să-l votez pe Nicolas. Și Nicoleta a întrebat, pe Nicolas, tu pe cine votai dacă așa? Și el a zis pe Adrian. Repede se sarse apărarea. A, nu mă, nu, acum se leagă. Hai mă, lasă-mă cu astea. Acum se leagă, eu am înțeles diferit. Acum se leagă. Pentru o glumiță cu 50 de lei era ca lider, că pentru ești afară, nu cred că nu. Se cum să fie ca lider, nu, mă, fost, omule, mă, să-l votezi pe Odeh ca lider. Îi dă Biancă-i 50 de lei ca să-l dea afară. Te votează pe tine ca lider, Kinga, da, Kinga, pe când Kinga au zis că te votezi ești afară pentru că am văzut spălați-vă și discuția cu Sorin și m-ai făcut pe mine diabolică. Sau creți mâine, asta frate, a zis în gală. Nu mai gata, nu mai pun mâna. Cum să nu înțelegi? Bă, Radu, are rolul în casa asta. Acum e rolul. Mame, în rolul mătușielea care ce... spălați-vă că eu nu mai spăl pe voi, da, nenorociți-vă. Da, da, Bianca... Păi, normal. Păi oricum, de acum înainte fiecare să-și ia paharele, să-și ducă și să-și înspele. Eu după voi. Bă, m-am uitat. Așa este. Voi, nu dori. Așa este. Ce-i făcut, mă, lui Bianca? Ți-a de fete pe-n casă? Nu, se, eu chiar... Avea... Deci chiar stăteam și mai. Uite ce, cu ce vibe am venit eu așa, mișto și... Avea cumva, parcă v-am dat și vouă. Avea acolo cu Kinga ceva, avea cu Kinga ceva. Dar nu-i de acum, mă, frate, acum, am uitat-o la peste altă acolo. Stăm bun simț și în educație. Plus că eu știi ce cred? Eu cred că nu la tine, la toată lumea a pornit. Că Bianca părea că nu, Bianca era acolo și la modul... Să discutați și voi cumva cu ele. Da, da, să știu. Păi aș vrea să știu despre ce-i vorba. Băi, am tot zis să fii mai chill, să am mai vorbit cu ea, știi? Să nu mai creăm așa... Ia uși ce acolo. Gen, băi, s-a transformat toată casa asta într-o mahala, mă, mâncava și bravo asta. Acum e numai mahala, mă, mâncava. Și ieri, și azi. Și uite ce contrast e, frate. M-am săturat de mahala asta. Aici nu da, e, frate, nu chiar suntem super blan. Mai ales tu, tot ești... Eu acum chiar zic. Adrenalina pură. Trebuie să ne dai și nouă. E un joc periculos ăsta. Eu, frate, ce să fac? Să mă gândești și la mine. Nașpa, că suntem așa în cuplu, știi? Și dacă tu dai una meu, eu o dau una tău. Și viceversa, tot timpul așa o să meargă. Da. Trebuie să fiu proastă să dau un altcineva când tu îl vătezi pe iubitul meu. Puh, și să iasă la tău. Știu. Deci dacă dai în Adrian, dă și ea în Nicolas. Și tu singur ai spus că eu le influențez pe fete, că eu ce le induc. Când? Mi-a scăpat, ai ieșit epizodul ăla tăieri. Tu și Grațiela mi-a spus că eu i-am indus la Risei să spui chestii. A, au fost altceva, fata mea, că tu ai ținut cu ea, n-ai ținut cu adevărul. Am înțeles. Deci, acum, te rog frumos, n-am spus că să-ți asumi cuvintele, să-ți asumi tot. Ia zi, ce-am zis? Ia zi, ce-am zis? Păi asta zic, că eu induc la fete chestii, tu ai zis. Acum, nu ți-i frică că eu o să induc la fete chestii să-l... Fata mea, eram frică aici, aveam o discuție. E, deci ți-e frică tu dacă așa? Tu țineai cu Alița, îi băgai în cap. Eu mai țineam cu ea, nu băgam nimic în cap. Eu am ținut și cu Grațiera, cu adevărul. Exact ce spunea Ionuț. Mai ținut cu adevărul. Păi ok, și ai zis că eu i-am indus. Acum, nu ți-e frică? Păi dacă ai indus, dacă ea crede ceva și vii tu și spui ce crede ea. Că dacă tu îl votezi pe Adrian, o să-i induc cum tu spui. O să-i induc la persoane să-l voteze pe Nicolas. Fata mea are nicio treabă una cu alta. N-are nicio treabă. De ce? Dacă o persoană are capacitate de inducere într-o anumită situație, de ce crezi că nu poate să o folosească în toate situațiile? N-are nicio treabă, fata mea. Ei, dacă deci eu nu induc Nicolas, deci, plâng aici, vine și Nicol și îmi spune. Normal că mă bagă mai tare în chestia aia. Deci eu nu am indus și nu induc la nimeni am nimic. Am spus eu? Da, ai spus. La noapte îl votează pe Nicolas la greu. Am spus, n-am spus că una este să induci și una este să influențezi. Tu nu influențezi fetele. Și nu, ce? Doar induci starea proastă pe care fiecare starea are la momentul ăla. Păi când am venit, mi-am spus că eu induc vibe-ul bun aici. Că fără mine era cam trist pe conexiunea. Era trist, ce să zici, nu mai puteam aici. Acasă iubirii, dacă pleci tu, de mine nu mai poate. Moare. Ce să zic? Mai de audiența tot aici. Scade toată audiența, scade tot. Dar dacă pleacă Nicolas, cum te simți? Nu mă simt bine, că nu vreau să plec după el. Nu m-aș simți bine, de adevăr. Vezi? Și de ce atunci vrei să votez pe Adriana? De ce? Ce să fac?
să-l votez pe Adrian. Nu, nu vreau să-l votez pe Adrian. Mi-e foarte drag Adrian. Deci? Adrian e de foarte mult timp aici. Poți să zic că m-am atașat de el. Are un vibe foarte bun. Da. Adrian e un băiat. Da, da. Atunci de ce spui că vrei să-l votez? Doar că dacă stai să te gândești ce băieți sunt în casă, ia spune fiecare bea că am uitat de ei. E Radu, nu poți să-l votezi pe Radu, fii serioasă. De ce nu poți să-l votezi pe Radu? Da. De ce nu poți să-l votezi pe Radu? Pentru că Radu e foarte votat. E de la început aici. Și merită, așa. Auzi, cum, așa cum nu ai părerea ta personală. De când tu nu ai părerea ta personală despre o persoană. Ce nume? Părerea ta personală despre o persoană. Te faci? Am. Păi și de ce atunci nu poți să-l votezi pe Radu? Fată. Radu este foarte votat. Dacă așa, o fată pleacă ce? În față cu Radu, s-o șterzi fata aia, s-o șterzi pe fața pământului. Tu mereu așa pe, zici de fete, și înainte să plece Grațiela, și Radu, ca idee, de Radu, orice fată și până la urmă strategiile tale. Fată, fii atent, Radu, nici de nu nimic. Ca idee, mă, nu am eu treabă cu băiatul ăsta, mă cer cu el, dar Radu nu merită să plece din casa iubirii. De ce? Radu... El a încercat de multe ori și Radu, nu s-a primit. Radu, poți să zici că este o esență în casa iubirii. Care o culoare, dă o culoare. Esența de ce culoare? Radu, în casa iubirii la băieți, se află în top acolo. Care top? Care top? În topul lui. O face să se află în topul lui. Mai multe. Ce se râde? Hai, lasă-mă. Băi, băiatul ăsta are ceva special. Da, în casa fetelor ție, ce-ți face? Nu ai sărit la bătaie la el acum la pet? Și la sar la bătaie. Dar ce o să zic că Nicolas, că tu nu vrei să-l votezi pe Radu, că Radu îi scânteie acasă. E votat, băi, e votat, băiatul ăsta merită să stea aici. Merită băiatul. Radu merită, dar Nicolas, fata, ai spune că e mai firmă, ar pleca la nimic. Auzi, mă, și Radu, în afară acasă, vom fi prieteni, mai mult ca sigur. Ginga! Și, da, așa, dar cu Nicolas ce o să fiți în afară acasă? Iubiți! Iubiți vom. Aha. Și poate și mai mult. Păi dacă el pleacă, tu rămâi. Dar Radu să nu plece. Pe Radu să nu-l votați. Nicolas, ok. Dacă îl votați, îl votați. Fata mea, lasă că la noapte îl votez eu pe Nicolas. Stai liniștit că pun eu gardienii să-l voteze. Da. Acolo. Dar pe Radu nu-i nevoie, că Radu-i votat. Așa nu pleacă eu, din casă și ești liniștită. Fata, fii atent. Așa cum eu am așteptat aici în casa iubirii 4-5 luni de când sunt aici. Și a venit un băiat pentru mine. Așa merită și Radu să vină o fată pentru el, înțelegi? Păi de ce nu vă cuplați voi? Ia uite, vine Bianca după 3-4 luni, vine aici. Eu sunt aici din prima zi. Mă, dar ce relevanță are chestia din prima zi? Nu are nicio absolut nicio relevanță. Are, vine o fată cu lecțiile învățate și da, fată, eu sunt aici normal. Și tu ar trebui ieși de la început aici. Am avut din prima zi o lună în care am plâns, o lună în care am suferit. Și toate avem, trecem prin chestia asta. Dacă tu ai fost și ai trecut prin ele de la început, că ce relevanță? Ei. Am avut foarte multe lucruri aici, înțeles? Da, știu, Kinga... Sunt. Da, am rezistat, am rezistat. Ești un rezumat la toată situația. Radu nu poate să plece. Nu, scânteia acasă. Nicolas poate să plece, dar te-ai simți rău. Așa și el, bun. Tu ești scânteia? Sunt scânteia în casa iubirii la fete. Scânteia? Bun, lasă, stai cu minte. Deci Radu, după Radu cine? Kinga, auzi, puțin respect, nu-mi zici tu mie să stau cu minte. Eu nu sunt nici Radu, nici nimeni, ai înțeles? Sorin e cel mai votat. Dar Sorin ce-i? Focul casei. Sorin l-a început aici. Mm-hmm. Bun. Deci toți băieții merită să rămâie în afară de Nicolas, corect? Păi Nicolas, stai liniștită că el merită. Merită cel mai bun pentru mine. Bun, deci Sorin nu... De ce te râzi că spui asta, fata? Nici tu nu crezi? Las, crezi tu că e pentru tine, ce să zic? Pare, păi pare, deci Sorin, Nicolas, așa, că e normal, cheam eu, logic. Așa. Deci tu ești pe locul 2, Nicolas. Și băieți mai avem? Ionuț este votat. George. Este pentru Larisa, care și Larisa merită să fie iubită. Prima e relație din viața toată de merită, da? Bun, da. Ia săraca, care prima relație altceva aici. Gen. Bun. Ionuț. George. Maria a așteptat foarte mult. Chiar merită. Așteptam ești locul ultimul pe listă. George. Bun. Ce băieți mai avem? Adrian. Adrian și mai... Adrian. N-am nimic cu el, el mi-a rămas. Rămas singurul. Fata, tu glumești? Nu glumești, fata, el mi-a rămas. Are o logică nepământească. Păi dacă acum v-am dat la fiecare explicație, fată. Acum v-am dat, care eu v-am dat una distorsionată. Ai o realitate distorsionată, Kinga. Dar ai zis că Larisa merită să fie iubită, dar ce este? Adrian nu merită să fie iubită. Lecțiile pe care le-ai învățat sunt greșite. Băi, e prima ei relație din viață. Dar nu contează, mă, că e prima, că e ultima. E și de la început aici. Merită fata. A, dar Radu merită. Cu 5 relații nu merită să plece. Radu merită să rămâie, da? Hai că ești obraznică. Deci că i s-a oferit șansa, a văzut-o un milion de băi și o să merite să fie iubită și acasă, să știi. Lasă. O să-și găsească. Larisa merită
mai mult decât tine sau vrea să stai aici. Să fim serioși.